Astăzi erau programate licitațiile pentru cele două loturi ale autostrăzii Pașcani-Suceava, doar că în dulcele stilul românesc acestea au fost amânate. Licitația pentru lotul 1 ce acoperă 33 de kilometri între nodul rutier Pașcani și nodul rutier Roșcani a fost amânată pentru a patra oară, de pe 30 septembrie pe 11 octombrie. La această întârziere se adaugă o contestație depusă de o companie italiană la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, care complică și mai mult procesul de licitație. Lotul 2, care acopere aproape 29 de kilometri între nodul rutier Roșcani și limita dintre între Salcea și Suceava a fost și el amânat, licitația fiind reprogramată pentru 14 octombrie.